Eu acum să începem ora deja și noi suntem, atunci suntem fiecare, avem timpul nostru. Bună ziua, stimați colegi, prieteni, de bine față ai administrației publice, stimați consilieri. Astăzi, la propunerea Inspectoratului General de Poliție, conform ordinului șefului comisariat principal, domnul Pădărinu, am hotărât să facem o ședință comună cu dumneavoastră, genericul, se numește Bună ziua, care se petrece în Republica de data de 25 octombrie până 30 noiembrie. Eu sunt bucuros să vă văd și cred că toată informația și mai detaliat o să ne aduc la cunoștință domnul șef adjunct al comisariatului a Inspectoratului Poliție, domnul Slădin Cutor. Poftim, domnul Slădin. Bună ziua la toți. Domnul șef adjunct al Inspectoratului Poliție și mie, îmi spunea domnul Slădin. Astăzi am vrut să aducem la cunoștință dumneavoastră. Să ducem la cunoștință dumneavoastră notă informativă privind activitatea desfășurată de către Inspectoratul de Poliție Cimișlia prin parcursul 9 luni al anului 2020. Inspectoratul de Poliție Cimișlia este o instituție publică specializată a statului în subordinea Inspectoratului General de Poliție, Ministerul Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin activități de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor din teritoriul unui Cimișlia. Inspectoratul de Poliție Cimișlia numără în componența sa trei sectoare de poliție, după cum urmează. Sectorul numărul 1, în care este inclus orașul Cimișlia și 6 sate din apropiere. Sectorul numărul 2, la moment se află în Selimet, în care sunt inclus 13 sate. Și sectorul de poliție numărul 3, satul Hârtop, care cuprinde 21 de sate. Conform statului de organizare, Inspectoratul de Poliție Cimișlia este format din 108 unități de personal. Din numărul total de unități, 105 unități de personal atribuie funcțiilor destinate funcționari publici cu statut special și 3 unități de personal destinate funcțiilor angajaților civili. În perioada de raport, în registrul de evidență a științărilor cu privire la infracțiuni, au fost înregistrate 308 plângeri. Pe parcursul 2020-362 și sesizări despre infracțiuni. Din acestea au fost pornite cauze penale, pe 189 de cazuri. Pe 119 cazuri au fost întocmite rapoarte cu propuneri de neîncepere a urmării penale. De asemenea, perioada de raport în registrul de evidență a științării referitor la infracțiuni și incidente a fost înregistrate 3587 de informații. Din ele, 254 au fost reînregistrate în registrul de evidență a științei referitoare la infracțiuni pentru a fi examinate conform prevederilor articolului 284 Codului Procedurii Penale. Pe 3214 informații au fost emise încheieri privind verificarea informațiilor. 65 au fost conexate, iar 54 au fost expediate conform competențelor în alte organe competente. Pe parcurs a 9 luni ale anului 2021 au fost înregistrați pe teritoriul raionului 189 de infracțiuni, față perioada analogică anului 2020, 259 de infracțiuni. Astfel, numărul infracțiunilor a scăzut cu 27,03%. Din numărul infracțiunilor comisiei, 136 infracțiuni au fost descoperite, procentul descoperirii fiind de 71,96%. Anul 2020, 69,11%. Rămase nedescoperit 53 de infracțiuni. Cazuri de reținere ilegal neîntemeiată, completarea procesului verbal de reținere cu încălcare termenului prevăzut de codul de procedură penală sau neasigurarea contractului cu persoană bunăvoită și avocat, înainte de semnarea procesului verbal de reținere, nu a fost înregistrat. Anchete de serviciu pe astfel de cazuri nu au fost efectuate. Dacă să ne ferim la activitățile în domeniul managementul resurselor umane. Pe parcurs perioadei de activitate a 9 luni al anului 2021, activitatea secției resurselor umane a Inspectoratului de Poliție Cimișlia a fost organizată și desfășurată în baza actelor normative de relevanță.
планил радиоактивитать, ши аурмат, скопл диаформа, ши дезволта калитецели профессионали, ши персонали али ангажацам. Totodată, în colaborare cu șefii de servicii, au fost depuse eforturi, văzând selectarea, completarea și promovarea personalului, respectarea disciplinei și legalității organizației instruiri profesionale angajaților. Către data de 30.09.2021, în cadrul Inspectorului de Poliție Chimișlie au fost vacanți 16 funcții. Mare majoritatea dintre care, din 16 funcții, au fost subofițeri superiori și subofițeri simpli a diferitor serviciu. La moment de față, în cadrul secției resurse umane, se află în procedură de perfectare a dosarelor personale privind participarea la concurs de angajare a 7 candidați. Dacă ne referim la organizarea procesului de instruire profesională, pe parcursul anului 2021, procesul de formare profesională a efectivului subdiviziunii a fost organizat în conformitate cu prevederile Ordinului Mai numărul 114, cu privire la aprobarea regulamentului privind formarea profesională continuă a angajaților, Ordinul IGP numărul 6, cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de formare profesională continuă la locul de serviciu pentru anul 2021. Orele de pregătire profesională s-au desfășurat în cadrul Inspectoratului de Poliție, cum trimestrial, așa și lunar, conform planului aprobat de Inspectoratul General de Poliție, în sală de ședință a subdiviziunii, iar orele de pregătire fizică în zile de vineri, a fiecărui săptămâni. Dacă ne referim la managementul resurselor logistice, Inspectoratul de Poliție Chimișlie dispune de sediul cu două nivele pentru exercitarea atribuției de serviciu, spațiu insuficient pentru crearea condițiilor corespunzătoare de activitatea angajatului. Sediul este dotat cu apă și canalizare, cu încălzire pe timp de iarnă pe bază de gaze naturale, fiind instalate două cazane de gaz. În sediu este incorporat izolatorul de detenție, unde sunt deținute persoane arestate și reținute de către Inspectoratul de Poliție Chimișlie, Basarabiasca și Leova. Și până în luna august au fost reținute persoane din raionul Comrat. În baza unui contract de locuțiune încheiat între Inspectoratul de Poliție Chimișlie și Consiliul Rănal Chimișlie, în anul 2011, instituția a fost oferit cu titlu gratuit o parte din edificiul școlii sportive din orașul Chimișlie, unde la moment se regăsesc biroul de serviciu, angajat secția urmăririi penale și secția statistici. De asemenea, au fost încheiate trei contracte de locuțiune cu titlu gratuit, pe un termen de 25 de ani, între Inspectoratul de Poliție Chimișlie și primăriile comunii Hărtop, orașul Chimișlie și satul Mihal, prin care au fost pus la dispoziție inspectorate edificii separate, situate în centru satului Hărtop, va fi în satul Mihalov, unde urmează a fi efectuate lucrări de construcție, și de acum orașul Chimișlie. Inspectoratul de Poliție Chimișlie dispune de 19 unități de transport de serviciu, repartizate secțiilor și sectoare de poliție, pentru acționariu mai operativ asupra fenomenului infracțional. De careva active imobiliare neutilizate, instituția nu dispune. Dacă ne referim la cooperarea la nivel național și la nivel local, există o lucrare strânsă cu administrația publică locală de nivel 1 și 2, care se implică activ la soluționarea problemelor comune, în special cele ce vizează asigurarea securității în comunitate. Cooperarea pe sistem. De către Inspectoratul de Poliție Chimișlie se cooperează fructuos cu alte subdiviziuni ale Inspectoratului General de Poliție, în special cu plutonul Chimișlie-Basarabiasca a Inspectoratului Național de Securitate Publică, precum și cu Inspectoratul Național de Investigație Sud, Inspectoratul General de Carabinieri. Astfel, în perioada din 9 luni ale anului 2021, în comun cu aceștia, au fost organizate și desfășurate 21 de măsuri comune de prevenție în localitățile raionului. Totodată, o conlucrare există și subdiviziunile specializate ale IGP. În acordarea ajutorului, metodică, practică, linii de activitate. Dacă ne referim la analiza criminalității și riscului identificate, efectuând o analiză a situației criminogene, în perioada de raport au fost înregistrate 189 cauze penale, anul 2020 259 de cauze, în scădere cu 27,03% față de perioada analogică anul 2020. 136 de cauze, 71,96% fiind remis procurorul, propunerea de punere sub învinuire a făptuitorului. După gravitatea crimelor înregistrate, distingem excepțional de grave, un caz,
În creștere cu 100 de procente, cu perioada analogică din anul 2020. Deosebit de grave, 3 cauze. În descreștere cu 66, întreg 67%. Grave, 14 cauze penale, mai puțin grave, 115, ușoare, 56 cauze penale. Curând referire la genuri de infracțiuni, în perioada analizată au fost porniți. Furtul, 64 de cauze penale, stare de ebrietate la volan, 42 de cauze penale, violență în familie, 26 cauze penale, accidente rutiere, 7 cauze penale, persoane decedate în accident, 2, persoane traumate, 2, хулиганизм, 7 cazuri, expropierii, 7 cauze penale, rapiri mijloace de transport, 5 cauze penale, în creștere cu 150% cu anul 2020, omor, o cauză penală, violență sexuală, o cauză penală, și de acum cinste îmbucurător că violul, tâlhării și jafuri nu au fost înregistrate. Dacă să ne referim la categorii de infracțiuni comise și înregistrate în Inspectoratul de Poliție Mișlie, pe primul loc se clasează infracțiuni patrimoniale. Astfel, infracțiuni de furt, 42 de cauze penale pornite în perioada de raport, infracțiuni în stare de ebrietate, 28, infracțiuni de violență familiei, 21. Analizând infracțiunile comise pe sectoare de poliție, Inspectoratul de Poliție Mișlie, se constată o descreștere a fondului infracțional la toate sectoare de poliție. Sectorul de poliție numărul 1, 55 de infracțiuni, sectorul de poliție numărul 2, 30 de infracțiuni, sectorul numărul 3, 39 de infracțiuni. În urma analizei efectuate, s-a identificat 5 cele mai afectate localități, după cum urmează. Orașul Cimișlie, 46 de infracțiuni, satul Hârtop, 10 infracțiuni, satul Uragalbă, 9 infracțiuni, satul Mihalovca, 8 infracțiuni și Codreni, 7 infracțiuni. Localitățile care au înregistrat creștere semnificativă la număr de infracțiuni comise în Râul Cimișlie. Satul Codreni, 7 infracțiuni în anul 2021 față de o infracțiune comisă în anul 2020. Activitatea de urmărire penală. În perioada de raport, cu respectarea cerințelor ordinului MAID, numărul 254, în registrul 1 au fost înregistrate 326 sesizări despre infracțiuni. 18 sesizări au rămas din anul 2020, din ele fiind pornite 194 cauze penale, transmise după competență în alte organe. Un material a fost emis 170 materiale privind refuzul în pornire urmării penale. Rămânând la 1 octombrie 2021, în registrul 1 nesoluționate 300 procese penale. Efectuând analiza cauzelor penale, se constată că din toate infracțiunile pornite au fost remise conform competenței 6 cauze penale, disjunse din alte cauze penale 7 dosare și parvenite din alte organe 6 cauze penale. Total, conform bazei de date, sunt 189 de cauze penale, astfel nivelul infracțional a scăzut cu 27%. Procentul remis de cauze penale procurorului cu propunerea de terminare urmării penale constituie 71,96%. Adică 136 cauze penale, pe țară fiind de 66 întreg și 0,5. Urmărirea penală a fost finisată de procurori pe 87 de cauze penale, procentul constituind 46 întreg și 0,3, pe țară 55 întreg 7. Din ele remis în judecată 80 de cauze penale, procentul constituie 42 întreg și 33, pe țară fiind de 43. Au fost încetate 5 cauze penale, adică 2,65%. Cauze penale clasate din lipsa componenței infracțiunii au fost 2 cauze penale. Ordinea și siguranța publică. Din cele 189 de infracțiuni înregistrate pe teritoriul Râmnului, de către ofițeri și suboficeri de sector au fost descoperite 19 infracțiuni. Au fost reținuți 3 debitori de stat și neplătitori de pensie alimentară. În scopul preîntâmpinării furturilor din obiectivele unde se păstrează bunuri materiale, au fost supuse inspectării 295 de obiecte cu valori materiale, în urma cărora au fost emise prezentări primarilor, conducătorilor și întreprinderilor farmaciilor răspunzători de Lăcașuri Sfinte. Despre luarea la pază centralizată sau autonomă a obiectelor cu bunuri materiale, număr de 6 recomandări. O atenție deosebită a fost atras practici contravenționale, care influențează pozitiv asupra prevenției generale. Pe parcurs a 9 luni ale anului 2021, de către ofițeri și subofițeri de sector, au fost întocmite în total 1497 de procese verbale contravenționale. La un ofițer de sector în perioada sus numită Ierivini, 88, întreg și 1 procese verbale contravenționale. Fiind aplicată amendă în mărime de 1.135.525 lei, achitat fiind 384.510 lei.
La comportamentul violenței în familie este dimensionat faptul că în perioada de raport de către Inspectorat de Poliție a fost porniți cauze penale în baza articolului 201 prim, în număr de 44 dosare. Toate infracțiunile comise sunt descoperite. La fel au fost întocmite 49 procese contravenționale în baza articolului 78 prim, Cod Contravențional al Republicii Moldova, care au fost expediate în instanță de judecat. Totodată, în conformitate cu legea numărul 45-16 din 1 martie 2007, cu privire la prevenirea și combaterea violenței familiei, cu modificările ulterioare, de către ofițeri de sector au fost emise 184 ordini de restricție, privind evacuarea agresorului din domiciliu, dintre care 26 ordini au fost încălcate. Iar agresorile au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenție în baza articolului 318 prim, Cod Contravențional și expediate în instanță de judecat pentru examinarea conform competenței. La fel, în adresa APL și Direcția Asistenței Socială Protecției Familiei au fost expediate 95 de fișe de referire a cazurilor de violență în familie. La comportamentul realizării prevederilor legislației cu privire la controlul tutunului de către ofițeri de sector. În perioada de raport au fost întocmite 42 de procese verbale cu privire la contravenție. În baza articolului 91 prim, alineatul 78, Cod Contravențional. Încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun. De asemenea, este menționat faptul că pe parcursul stării de urgență în sănătate publică, în legătură cu evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 de către ofițeri de sector au fost întreprinse un șir de măsuri între prevenire și profilaxie infecții menționate, cum ar fi verificarea persoanei ce se află în carantină, autoizolarea la prescripția medicului, verificarea agentelor economici, stațiilor PECO, zonelor de agrement la populației, monitorizarea și desfășurarea serviciului divine la biserici din Raionul Cimișlie. În urma cărora au fost depistate și documentate prin prisma articolul 76 prim, Cod Contravențional 177 de încălcări, privind nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combaterea bolilor epidemiei. Dacă ne referim la intervenții polițienești, în perioada de 9 luni ale anului 2021, angajații Inspectorat de Poliție Mișlie au îndeplinit eficient și intern stabiliți ordine și dispozițiile MAI și Inspectoratul General de Poliție, depunerea în aplicare a unor operațiuni sau de declanșare a unor măsuri de prevenție și de combatere a fenomenului infracțional. La inițiativa conducerii Inspectoratului de Poliție Mișlie au fost puse în aplicare total 14 măsuri, având scopul prevenirea și combaterea fenomenului infracțional. Dacă ne referim la siguranța traficului rutier, pe teritoriul Raionului Cimișlie, pe parcursul 9 luni ale anului 2021, au fost înregistrate 158 accidente rutiere, în care au fost traumatizați 39 de persoane și 2 persoane au decedat. La fel, în perioada dată de către inspectorii, au mai fost efectuate următoare măsuri. Controle frontale, înaintați prescripții, verificarea tipului ieșirii la rute, verificarea agenților economici din domeniul tehnic. De către ofițerul pentru sistematizarea circulației rutiere s-a efectuat următoarele măsuri. Controle generale ale drumurilor din Raionul Cimișlie, înaintați prescripții organizațiilor rutiere, elaborați sesizări, verificări speciale a pasajelor feroviari, coordonați lucrările drumurilor și străzilor. În perioada de raport, din efectivul poliției rutiere, în Cimișlie au fost depistate și documentate 400 de contravenții din domeniul circulației rutiere, aplicate amenzi în sumă de 368.000, achitate 137. Dacă ne referim la regimul armelor, pe parcursul a 9 luni ale anului 2021 au fost examinate 253 cereri ale cetățenilor, dintre care au fost prelungite 214 permise de port, păstrarea armei de foc, eliberați permise de procurare a armelor 17. În colaborare cu ofițeri de serviciu, de sector, au fost efectuate 620 de inspectări a persoanelor fizice. Petrecute 17 raze, au fost depistate 104 cazuri de încălcare regulilor de păstrare, reînregistrare a armelor de foc, fiind înocmite procese verbale contravenționale. Fiind ridicate 7 arme, 2 pentru încălcare regulilor de port și păstrare armei de foc și 5 din posesie ilegală, predate binevol 3 arme. Totodată, pe parcursul perioadei raport, comun cu Moldsilva, Societatea Vânătorilor și Pescarilor și Agenția Ecologică au fost petrecute 10 raze, în rezultatul cărora nu au fost depistate careva cazuri de încălcare a regulilor de vânătoare. În perioada
de raport nu au fost înregistrați careva incidente cu aplicarea armelor. Dacă ne referim la deficiență, în urma analizei activității Inspectoratului Poliției Cimișlie, pe perioada 9 luni ale anului 2021 au fost identificate următoare riscuri și neajunsuri în activitate. Existența funcțiilor vacante în cadrul inspectoratului, măsuri insuficiente cu subiecții privenți și cu persoanele aflate în vizorul poliției, precum și a celor care sunt predispuși la comiterea infracțiunilor. Nereferirea persoanelor care suferă de dependență alcoolică și narcotică, comisiilor pentru probleme sociale, pentru că acestea să fie transmise la examen medical în comisia narcologică. Nedescoperirea crimelor de subiecte grave, grave a celor cu rezonanță socială sporită, precum și a crimelor istorice, rămase nedescoperite. Factorii negativi ce duc la săvârșirea crimelor, consumul abuziv de băuturi alcoolice, frecvența întâmplător atât de autor cât și de către victime, conflicte spontane intervenite în mediul familiar sau la nivelul unor grupuri constituite din persoane care fac parte din subiecții prevenției, implicarea slabă în viața comunitară a societății civile, sursele mass media și organizațiile non-guvernamentale. Criza economică, care determină o situație financiară instabilă, contribuind astfel la accentuarea sărăciei și creșterii sentimentului de nesiguranță al cetățenilor. Controlul insuficient asupra comportamentului minorilor din partea părinților sau tutorilor. Neantrenarea cetățenilor în câmpul muncii. Nivelul scăzut a moralității în societate. Dacă ne referim la soluții și propuneri, vă raportăm. Înaintarea dimensiunilor în adresa comisiilor pentru probleme sociale ale autorităților administrative publice locale. Pentru inițierea procedurilor de aplicare a tratamentului constrângător în privința persoanelor care fac abuz de alcool. Intensificarea activităților de urmărire penală și de investigație operativă, îndreptate la descoperirea infracțiunii de categoriile din diferite categorii. Intensificarea activității în vederea scăderii nivelului infracțional în zonele urbane și rurale. Antrenarea administrației publice locale în activități de prevenire a fenomenului infracțional, inclusiv a criminalității juvenile din sfera relațiilor familiare, narcomaniei. Dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale prin eficientizarea schimbului de date și informații în domeniul combaterii criminalității. Consolidarea capacității instituționale prin preluarea celor mai bune practici și experiențe pe toate domeniile de competență. Organizarea activității polițienești, operațiuni speciale, raze, etc., cu caracter de prevenire, combaterea infracțiunilor, contravențiilor în dependență de evoluția fenomenului infracțional, precum și a specificului anumitor perioade de timp. Identificarea persoanei care suferă de dependență alcoolică și narcotică și referirea acestor către comisii pentru probleme sociale pentru trimitere la examen medical în comisia narcologică. Ridicarea responsabilității fiecare angajat în exercitarea obligațiunii de serviciu, făcând accent pe rolul conducătorilor de servicii. Asigurarea realizării conform competențelor acțiunilor incluse în planuri, strategii naționale și departamentale. Ridicarea cerințelor față de agenți economici privind paza bunurilor, inspectarea acestor obiecte cu atragere la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere pentru neluarea măsuri la lichidarea încălcărilor stabilite. Înaintarea sizării administrației publice locale cu propunere de reducere regimului de lucru la instituții de agrement, unde au fost înregistrate cele mai frecvente cazuri de tulburare urnei de drept. Activizarea lucrului de identificare a persoanelor ce prezintă interes pentru poliție, a celor predispuse la săvârșirea crimelor, desfășurarea unui complex de măsuri de prevenție individuală și generală cu aceștia, cu acordarea unei atenții deosebite persoanelor ce comit violență în familie. Asigurarea continuității procesului de selectare a candidaților pentru completarea funcțiilor vacante. Reflectarea activităților de bază în mass media, inclusiv cu tenta de prevenire a cetățenilor privind protejarea bunurilor și securității personale. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări. Stimați colegi, noi le redează în formă de discuții. Domnul șeful adjunct a raportat. Așteptăm întrebări pe domnul primar, pe care este. Da, domnul Gordon, pe ce pasă? Eu să cer scuze, dar sunt la trecută. Bună ziua, stimați cetățenii în raionul Cimișlie, reprezentanța administrației publice locale și restul celor participanți.
Eu ați vă transmit câteva, spunem așa, solicitări, verbale în cazul dat, dinspre doleanțele, dorințele cetățenilor, transmis în majoritatea cazului prin intermediul veteranului Ministerului de Interne, pe pensionarii care foști colegi. Cu toate că veteranii se pot ca colegi și actual. Spre exemplu, dar într-adevăr, poliția întrunește o serie de piedici, ca și toată societatea care o întrunim, ce și societatea înțelege. Din intermediul acelorași veterani, oricum ei sunt ramificați, spunem, într-un fel oricare, prin toate satele și primăriile din teritoriu. E complicat în poliția și în restul instituțiilor, care sunt și în medicină, și în restul, și în învățământ. Dar lumea nu înțelege faptul atunci când sunt evidente posibilități de descoperire a crimelor, și cu rezonanță, și mai puțin cu rezonanță, nu se lucrează în direct. Știm exprimarea la general la organelor de drept, în mijlocitul, spunem, a poliției, în cazul dat, nu scămeri. Dacă nu scămeri, am picat mâine sus și ne-am gândit cum cumva scăpăm de material așa. Bine, întrebarea este, sunt câteva plângeri, petiții, demersuri, au fost la soluționare, sunt, într-un fel oarecare, la soluționare în cadrul inspectoratului. Evident, cu dotații de cameri, cu depoziții, cu martori care încercau să dea depoziții. Sunt câteva materialele ați avut. Din care, printre altele, la conducerea inspectoratului și eu am dat de înțeles că mărturii să sunt. Asta e doleanța, vă mai spun, a populației. Este doleanță ori încălcare? Poftiți? E doleanță ori încălcare? Nu știu, atât dumneavoastră în vedere prin cuvântul încălcare. Dacă nu s-au luat măsuri, sunt dovezi, înseamnă că am încălcare, polițiștii nu sunt... Corect. Asta e. Și trec termenii stabiliți, pentru asta sunt organele care examinează sau nu examinează, sau examinează sau nu examinează, alte întrebări. Acum vorbim din mijlocit despre lucru a poliției. Și nu este vorba de anul acesta, este vorba de o perioadă mai nelungă. Vreau că nu am de gând. Poate cineva nu mă cunoaște, dacă nu mă cunoaște, vă spun, eu sunt președintele veteranilor afacerilor interne, pe Cimișlie. Acum am luat cuvânt din punctul de vedere. Și ca cetățean tot. Noi avem acum câțiva veterani și în sală. Care sunt de acord în tocmai și nu-i cazul, cred că se pierdem timpul, dar dacă ar trebui, îmi expune. Dar dumneavoastră și ține de încălcări, adevărul este la suprafață. Cu timp. Noi avem starșini și suntem și dotați, noi avem de poliție în cazul dat. Cu mult necesar, în comparație cu și-au fost anii mai trecuți, mai vechi. Noi le știm, cetățenii, veteranii, le știm care infracțiuni este aproape imposibil. Dar știm de infracțiuni care sunt evidente, mai repet încă o dată. Nu mai vorbim cel care nu e evident. Eu m-am spus adevărul și l-am spus nu de la mine personal, la mine personal le mai spun în direct. Dar aici sunt dorințele și adevărul expus de populație. Bine, înțeles. Eu sunt gata să răspund la careva întrebări și e clar că ar fi dorit de mult. Poate din lucrători și cineva care s-a adresat la mine, din lucrători, domnul șef adjunct la curent, s-a mișcat carul din loc. Tot timpul a fost la dispoziție, tot timpul, 24 în 24. Sunt careva și în sală și sunt care nu sunt în sală. Da, bine, nu sunt întrebări, domnul Gorban. Noi vă mulțumim frumos să se... Doamna președinte, vă rog, dați-mi voie. Eu am discutat și cu... Vreau să nu am numit în numai întâmplător în sală, conform dispoziției dumneavoastră și la alte dispoziții care mai îndeplinesc care vă sar și în societate. Obștești. E,
Eu sunt gata să ascult poate careva întrebări și mă exprim ce am spus. Bine, vă spun... Ca în fiecare săptămână, independent sau lună, sunt adresat cetățenii, țin termen telefonic sau când mă văd sau când mă știu prin care circunstanțe sau întâlniri întâmplătoare, se adresează într-o felul oricare pe vechi cu o mulțime de fraude, încălcări, crime și altele. Nu să spunem așa că 20% din populație nu știu că sunt pensionari. Deși și dispun de majoritatea informației, eu, normal, ca un cetățean de rând, îndrumez, unii au tot drept să se adreseze. Trece o perioadă, tipă întâmplător, vor ne întâlnim și el începe vorba, că eu nu scot de ieșinat cu lângă. Și îmi povestesc. Mai multe detalii. Stimați polițiști, nu vă supărați, dacă vă supărați, cred că ați fi în folosul dumneavoastră. Dați să nu închidem ochii că astăzi dumneavoastră sunteți în epoleți și să nu vă fie rușine să vă întruniți cu verișorii, nepoții, rudele dumneavoastră, când deja ați fiți la pensie și ați vă spui cam cum ați activat. Transmiteți-lor lor tot efectivul, de ce am spus. Aici sunt dorințele expuse de o mare parte din veterani și alți cetățeni, cu practic de muncă și destul de practicați în asta. Și foarte bine știu ce se poate făcut și ce nu se poate făcut. Și în timpurile trecute și actuale. Cetățenii știu problemele actuale. Vă mulțumim pentru atenție și dacă vreți întrebări, poftim, vă răspund. Sunt gata să vă ajut, să știți dumneavoastră. Mă iertați, mulțumim. Da, vă mulțumim Adăugător, însă și că s-a adresat la mine lui mulți veterani și oameni civili și, până la urmă, nu s-a înregistrat la inspectorat cereri sau nu s-a luat măsuri sau sus. Sau asta am dacă e vorba de o statistică la aproximație acum, fără că să fiu pregătit la chestia asta, nu le-am numărat și sunt în obligațiunea mea. Dar la general vă spun că 50-50 dintre cele care s-au înregistrat, ca la voința cetățeanului sau grupului cetățenii de bine spate. Nu, au fost înregistrat de către polițiști. În jumătate sunt care înregistrate, fără rezultate, și altele jumătate au rămas așa și care prin a fost simbolist, prin neauziți, deci ei obligați de auzi și așa. Bine, am înțeles. Mulțumesc. Domnilor primari, eu cred că dumneavoastră nu poate să nu fie ceva de discuție, nu poate să fie ceva de vă. Vă rog, de toate s-a fost invitat dumneavoastră astea. Eu știu că dumneavoastră îi colaborați stres cu comisariatul, adică aveți relații bune, dar dacă aveți ceva azi de discutat, poftim pe temă. Dacă permiteți, intervenim. Sunt colegi de la Inspectoratul General de Carabinieri, sunt colegi de la Inspectoratul Național de Securitate Publică. Dacă careva întrebări poate la Inspectorat, nu este la dumnealor, poftim. Da, poftim, domnul primar. Salutăm această ședință de astăzi legislativă. De fapt, noi de mai mult timp așteptam să avem mai des așa ședință. În trecut, în alte mandate, noi aveam această platformă de comunicare împreună cu Consiliul Raional. Era organizat. Acum nu țin minte dacă noi am avut așa ședință. Se ia în genere ședințele lucrative referitor pe toate serviciile desconcentrate ale Consiliului Raional și acolo unde noi avem nevoie ca să discutăm și să avem posibilitatea de a discuta problemele pe fiecare domeniu. Dacă acum vorbim de ordine publică, eu am câteva întrebări. Astăzi s-a prezentat această informație. Noi cunoaștem că a fost făcută și reforma în cadrul Ministerului. Eu sunt un pic dezamăgită în sensul în care am avut o colaborare foarte frumoasă cu Inspectoratul nostru raional Cimișlia, referitor la toate activitățile care au fost în calitatea mea de primar, de fiecare dată, chiar am fost și cu doi pași înainte spre poliție, pentru că satul Selimet este un sat în care și școala e parte numele lui colaboratorului de poliție, Sergiu Coipan, și de atunci când el a fost împușcat,
Și noi i-am conferit titlul și o stradă și școala cu se poartă numele. Am considerat și atunci am stabilit și o colaborare și comisariatul general de poliție din Chișinău ca să avem, să fim un model, să avem, să ne axăm localitatea în memoria lui Sergiu și în atenția cetățenilor referitor la colaborarea și importanța activității poliției în general. A fost tot ok, dar într-un fel nu știu cum s-a organizat, îmi pare rău că a fost așa ceva. A fost șeful inspectoratului de poliție. Deci când s-au reorganizat sectoarele de poliție, au fost organizații în anumite localități. Noi am fost cei care am fost deschiși și am ajutat deschis inspectoratul nostru Cimișlie și sectorul de poliție numărul 2 din Selemet. Dar pentru mine, ca primar, a fost de neînțeles de ce inspectoratul nostru Cimișlie nu a coordonat până la urmă bine, au fost șefi schimbă la noi peste tot. Dar nu s-a procedat corect atunci când s-a luat o decizie referitor la reparația și la transformarea, la transferul sectorului de poliție din Selimetru Mihailovca. Nu am nimic, domnul primar, ca să nu credeți ceva. Colaborăm foarte bine, suntem vecini și aici nu are nimic una cu alta. Este o chestie de principiu. Pentru că atunci când a fost reforma și a fost greu, autoritatea publică locală din Selimet s-a dat deschisă, a sprijinit toate activitățile și am fost foarte alături de sectorul de poliție, ca ulterior șefii de inspectorat a raionului Cimișlie să vină cu propunerea, cu proiectul ăsta de la minister ca să fie construite câteva sau reconstruite sau adusă la infrastructura acestor sectoare în condiții mai bune, cu sprijinul financiar a unui proiect american. Și noi am creat trei, ca să înțelegeți, stimați colegi, s-au adresat, au venit odată, au ales un sector. L-am ales, l-am format jumătate de an, bani cheltuiți, ca să fie construit un nou sector de poliție. Pe urmă au spus că nu este bun, altă infrastructură, un alt teren, iarăși formare. Că știți că este o procedură lungă și financiară și nu așa ușoară ca să treci toată etapa de delimitare și formare bunului imobiliar. Ca să ne trezim, că nici nu am fost informați că deja s-a transferat Mihail. Că așa nu se face. Lucrurile trebuie să meargă în colaborare deschisă și inspectoratul nostru Cimișlie era obligat să comunici cu o tratate public local. Noi împreună cu dumneavoastră menținem ordinea publică, dar știți că nu se face așa. Eu înțeleg, nu știu, partidii politici, pe mine nu mă interesează cine a luat deciziile astea. Noi am făcut adresare și la minister, și la fostul ministru internul, și acum iarăși am făcut. Nu a fost procedura asta, nu a fost corect. Și eu mă întreb, cum noi să colaborăm mai departe? Cum trebuie să fim mai deschiși? Dacă noi am fost la localitate foarte deschis, prietenoasă, am asigurat și infrastructură, și curat, și toate serviciile, cheltuielile care au fost până acum sectorul, nu au fost din partea inspectoratului ca competența statului. Nu ne-am asumat. Dar ca să ne trezim la urmă, se ia decizie la Mihailu ca faci să reconstrucție. De astăzi, Selimetru, ne dăm într-o parte și colaborăm așa cum s-a colaborat cu noi. Și cum s-a luat decizia așa, știți cum, fără să nu s-a procedat corect. Asta este o... care aș vrea să o transmiteți, pentru că eu oricum o să mă interesez și o să mă duc și la, încă o dată, la audiența doamnei ministru, pentru că noi am primit demersuri, până ajunge la doamnă ministru, sunt alții care precaută aceste adresări ale noastre. Doi. Noi am avut o experiență foarte bună în trecut, toți primarii. Primarul, oricărei localități, trebuie să cunoască situația în sat. Nu contează, suntem reorganizat. Sector de poliție 1, 2, 10, suntem 15 localități într-un sector de poliție. Dar autoritatea, primarul localității, trebuie să cunoaștem când se întâmplă sau sunt anumite infracțiuni. Clar că oamenii sună la 112. Noi, primarii, nu știm cum sună, ci sună în dat în sat. Și eu o să rog încă o dată inspectoratul nostru Cimișlie. Avem grupul Viber. Haideți să mă creiți un grup Viber
директор primar și țin problemele noastre. Eu nu odată am avut și m-am adresat și către sectorul nostru de poliție și cred că ați toți colegii să fie de acord. S-a întâmplat ceva în satul Sagaida. Știm de noastră. Ceva. Primarul trebuie să cunoască. Nu când ne raportați, dar ca informații. Noi am avut cazuri când am avut și omor și pe mine mă sună de la televiziune, eu nu știu ce se întâmplă în satul meu. Eu nu sunt șerbicos sau unul, doi lucrez. Și eu nu știam bine, eu știam familie, dar ce s-a întâmplat? A trebuit în momentul și alții spun, mă scuzați, eu acuși o să revin, nu-s pe loc sau nu știu ce, ca să sun repede în sat, să întreb care ce s-a întâmplat. Nu este așa. Noi dacă colaborăm împreună, colaborăm. Frumos. Noi trebuie să avem informația, s-a întâmplat ceva, ce obțin să știm situația în care un anumit cap. Și ține de colaborarea cu comisiile multidisciplinare, să vă spun că chiar e greu acum de lucrat. Și pentru noi, primarii, și pentru poliție, și pentru domeniul social, din asistență socială, e foarte greu. Acum noi ne-am pornit toți în situația aceasta pandemică, cu crizele care există pandemice și criza socială și mai aprofundată. Astăzi, circulă oamenii dintr-o localitate în alta, vin să se stabilesc, nu au acte, drepturile omului, nu putem, dar ei vin, se stabilesc, noi foarte târziu aflăm, nu poate, bine, satul când e mai mic, dacă în satul e mare, eu nu știu, trebuie să vedem la nivel de stat, transferul ăsta a familiilor social vulnerabili, copii sau care sunt în situații de risc sau cu abuz de alcool. Circulul dintr-o localitate alta, noi când ne pomenim deja și copil, de să nască, și toată povara asta socială cade pe noi, pe autoritate publică locală. Și eu mă întreb, avem și noi un caz, vin din Tarcrei, vine o familie cu 5 copii, stabilesc abuz și noi avem grijă de cei 5 copii. Mai vine și sora ei, iarăși mai târziu, iarăși vin cu copii, dar la evidență, la toate actele, sunt acolo în satul Tarcrei. Noi trebuie să vedem către autoritățile naționale că dacă cineva vine și stabilește pe teritoriu, mă rog, au tot dreptul. Ori are contract de locațiune, că a venit și locuiește în casa cui, dar așa că na ptici prava că e acolo, că e dincolo, nu este corect. Și povara aceasta socială, dacă Doamne ferește se întâmplă cu un copil, cine e responsabil? Primarul. Autoritate publică locală. Deci, în situația aceasta pandemică chiar au apărut foarte multe presiuni asupra autorității publici locale. Noi mulți ne deleagă și sau spun că sunt foarte multe competențe pe seama noastră, dar fără acoperire financiară, fără acoperire umană, că nu avem așa de mulți specialiști și nu știu ce. Deci, ca niciodată, este necesară colaborarea. Colaborarea profesionistă și între autorități. Și asta este foarte important. Noi înțelegem că nu poate poliția ne intera așa de post. De ce noi cerem autoritățile publice locale să avem poliția comunitară? Noi să avem, să putem, dacă poliția noastră națională, raională, este ocupată cu anumite lucruri, competențe, atunci alte competențe care să putem la nivel local să menținem ordinea publică și să avem pe viitor, poate după reforma administrativ-teritorială care va mai fi, să avem și poliția comunitară, ca ea să fie o complectare și un sprijin către poliția care se ocupă cu prevenirea, cu criminalitatea și cu altă. Deci eu chem inspectoratul Cimișlia spre colaborare. Nu credeți că noi cerem raportare, că nu suntem noi șefii dumneavoastră, dar dacă vrem să avem succes, dacă vrem să avem liniște, numai în parteneriat, în cooperare comună. Asta am putut spun. La prima întrebare a doamnei primar, eu, cu funcția mea de ținută, vă promit că colucrarea între primăriile din raionul Cimișlia și cu Inspectoratul de Poliție Cimișlia va fi ridicat la un nivel mai mare și așa cu o lucrare mai strânsă. La întrebarea cu sediul sectorului de poliție, vă spun cum este. La moment nu pot să vă explic de către cine au fost luat hotărârea, cum deoarece mă aflu în funcție de 4 luni.
Că n-am venit în funcție, acum era primit hotărârea și era... Însă și vă promit că lucrarea schimbă, mesajul dumneavoastră va fi transmis către șef cu stradă Poliție și Mâșlie și împreună va fi găsit băluți pentru a ridica și nivelul colucrării și imaginea Poliției față de cetățeni, față de primari și față de toată societatea. Da, cine stimați colegi mei? Sunt și domnii de la... Carabinier, poliția. Da, inspectorat general Carabinier. Poate la dumneavoastră aveți... Domnul comisar principal, vă cunoaște personal, vă cunoaște dumneavoastră și dumneavoastră pe mine, că a fost colegi. Am argumente mari pentru dumneavoastră să intensificați lucrul ce este în Cliva Repier, cunoaște situația acolo, între mine și careva persoane acolo. Și cazul cu stricarea parbrizului deja jumătate de an la automobil și la casă, nu s-a mișcat absolut deloc. Și dacă se procedează așa în privința unui primar, nu știu cum, în privința cetățenilor simpli, se reacționează. Eu înțeleg că ofițerul sector are un sector destul de mare, dar sunt și ofițeri de investigații care ar trebui să intensifice lucru cu aparatul auxiliar. Asta e dorința mea și ceea ce ține de persoanele care sunt psihic bolnave procedură. Ne întâlnim cu dificultăți în privința asta, că când avem o persoană și care face tarăboi pensat și când ajungem la situația că a stricat o sticlă sau un parbriz la mașină, nu știm care e vinovat și care e responsabil. Ori e domnul motorul, ori primărie, ori poliția. Nu putem scotrăm persoana asta să o luăm într-o parte. Trăiești singur, ce ține de primărie, noi ajutăm cu material, cu asta, dar nu putem să-l luăm acasă sau legănăm. Și dacă este o posibilitate să facem un grup de lucru și o modalitate de a hotărâ, da, eu sunt predispus să-l ducem la Chișinău, când rog și domnul Lupu ajut cu transport, sunt predispus cu informativ ce se ține de sectorul PPL-ului. Dar nu pot să stau lângă dânsul permanent și nu am așa în subordine de personal că să-l controlăm. Dacă este o posibilitate chiar și cu domnul Motroi să-l apreciem undeva la permanent, că nu are rost, că îl ducem, două săptămâni îl țin, vin iar, el iarăși inadecvată, lăsat și spare lumea, copiii și strică. În general, la problemele persoanelor cu boli mentale, eu nu este foarte complicat. Noi mai mulți din localități, cei care avem așa persoane, ele sunt bolnave, dar este foarte este defectuos noi să activăm și să facem niște acțiuni. Eu o să rog primarie să vedeți că este acum la toți expediat să vă expuneți din expert al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, anume cu problema dezinstituționalizării instituțiilor publice care au acum în plasament persoanele cu boli mentale. Și era un program a Ministerului ca ei să fie dezinstituționalizate aceste instituții. Și este foarte important ca să ne expunem, eu am completat acest chestionar, cât mai multă lume dacă să-l completeze, noi avem nevoie în țară de așa instituții cu plasament, pentru că ele nu pot spui în fața unei instituții, și eu am avut așa situație, cum spune domnul, că vine poate să te lovească, vine poliția și spune, nu putem să facem nimic, nu, ce să facem, unde să-l ducem, ne adresăm la spitalul raional, nu ne spune că el e bolnav, nu e atât de periculos psihiatrii, el nu e periculos. Cum nu e periculos dacă el te lovește, tu nu poți și el, tu poți să mori, așa pe neașteptate să te lovească sau să strici în jurul primării sau unei instituții publice.
Și în trecut era mai bine, noi cel puțin chiar și noi primari cu poliția, cu inspectorul de șeful de post, cum era odată, că era mai bine, cred că, încărcam și îl duceam la Codru undeva și îl plasam să primească un tratament ca să liniștească. Acum nu mai este și este o problemă majoră. Dar asta, cred că noi trebuie să facem niște adresări împreună ca să fie la, la nivel de stat, politic, să ia niște decizii, altfel nu schimbăm lucrurile astăzi, că le spun. Că nu este așa o măsură cum era odată ca să putem să-i transferăm undeva. Și e o problemă mare. Îi poți strici, sfărâmi, strici. Problema cu persoanele, nu știm cum o să ajungem și noi mâine pe mâine, dar este o problemă. Primarul comunei Ecaterinov. Eu vreau să informez că noi în sectorul numărul 3, unde ne aflăm, avem o comunicare foarte bună cu lucrătorii din sector, cu polițiștii. Întotdeauna ținem o relație între noi, ne sunăm foarte des, ne informăm, tot ce trece în teritoriul primăriei, eu sunt informat. Și cu bolnavii ăștia, psihbolnavi. Niciodată nu au fost probleme. Am apelat 112, a venit și urgența, poliția a încărcat și dus. Tratat și a dus înapoi. Tot nu văd așa probleme. Asta depinde de oameni și cum îi pus lucru între șeful de sector și primărie. Dar eu am, adică mai este rezervă unde se poate încă de lucrat. Da. Numai care nu face nimic, nu se greșește. Eu am așa o obiecție că la noi, prin sat, trece traseul ăsta M3, național. Câteodată, că eu vreau să trec drumul la primărie, nu pot trece din cauza vitezei excesive cu care merg traseul. Și de vreo 7-8, dacă nu 10 ani de zile, noi deja am alocat loc pentru instalarea camerilor. Că unde că eu mă uit în Vozien, este cameră de înregistrare, acolo toți merg cu o viteză până la 50 km. La noi și 100 și 120. Și am avut cazuri, o fermat și bariera asta, din viteză. Nu a lovit mașina care merge în față, dar a lovit mașina din spate, cu așa viteză merge prin sat. Și multe cazuri de deces, printre care și copii. Și noi avem o doleanță că se luați la control, este direcția asta patrulare sud și de instalat cameri de video în localitate, posibil și nu numai în Ecaterinov, ca dar și Gura Galbenă. Asta n-a să trebuiască atâția lucrători și atâtea mașini. Și la inspectoratul de patrulare. Uite, eu cred că mulți au fost psihotari în țări europene. Eu recent am fost acolo în concediu. Dacă în 2 săptămâni am auzit un sunet de sirenă. Dar eu trăiesc aici în Ecaterinov, ca la noi parcă suntem nu știu unde. Pe oră de 10 ori poate treacă mașina cu sirenă, cu un zgomot, spare și copii și oamenii și eu tot nu înțeleg motivul, deși trebuie sirena și girofarul este permanent și pornite. Și la noi nu văd așa crime grave, și bă săvârșit, și bă necesitate de a merge în felul următor. Asta eu și-am vrut să spun, referitor la lucrul poliției. Parțal la întrebarea dumneavoastră. Ceea ce este legat cu traseul care treci prin satele Ecaterinov, Alpej, cu instalarea camerelor video, săptămâna trecută am fost la un curs în municipiul Chișinău, unde au fost mai mulți reprezentanți la Serviciul Tehnologiei Informaționale care se ocupă anume cu instalarea camerelor video, cu... La dânși este programă, însăși până când se instalează pe municipiul Chișinău, au fost schimbate și camere, chiar și la... de la o cameră la altă distanță, care poate stabili cu care viteză s-a deplasat automobilul de la o cameră până la alta. S-au pus niște camere video în anenii noi.
problematica la Bozieni, la Ciucurminjăr, până când se află în proiect, că ele sunt, însăși sunt probleme cu agenți economici, nu materiale care de unii s-au procurat camere video și nu poate fi primite la balanțul Ministerului de Interne sau Inspectorat General de Poliție. Însă se lucrează în domeniul dat. Cred că este reprezentantul Inspectoratului Național de Securitate Publică la moment în sală. El a notat întrebarea asta și cred că va fi petrecut careva razie cu radarele, cu asta, ca să încercăm să stopăm viteza. Cele ca cordonul pare cu sunetele de cel afară. Posibil, una din problemele este că când echipajul se deplasa de la fața locului, dacă a primit apel de la 112, se fixează timpul, în cât timp echipajul ajunge la fața locului și raportează de la fața locului numai când ajung. În diferite localități sunt anumiti timp, în cât timp trebuie să ajungi și posibil din punctul acesta de vedere să pornesc jorofarurile ca să ajung cât mai repede la fața locului pentru a preveni sau a descoperi infracțiuni, contravenții. Vă mulțumesc! Eu poate n-am atât activitate ca domnul Efim. Eu, de exemplu, nu înțeleg ce înseamnă o lucrare între poliții. Polițiștii vin și iar o confirmare sau o caracteristică. Eu, spre exemplu, nu sunt informată. La noi, în comunitate, oamenii mă sun și mă roagă să punem camere de luat vedere. Pentru că s-au făcut furturi, s-au fost bătăi, rezultate zero. Comuna Albina, avem un cetățean care îl știe tot raionul Cimșlia și Hâncești, fără niciun rezultat. Dumneavoastră cred că ați avut în vedere de omul care cu vânătoare și cu caz, nu spune familia la moment. Poliția e fiecare zi la. Și nu o mașină, dar două-trei. Dacă îmi permiți, au fost efectuate mai multe măsuri, cum speciale de investigație, așa și de anchetă. Persoana dată, la moment, are mai multe dosare penale pornite în privința lui. Însăși, a fost și reținut de către 72 de ore de către poliție. Însăși, când s-a înaintat demers pentru a fi arestat, de către judecătorie au fost respins. Noi avem furturi din casă, care până acum nu s-au descoperit. Oamenii mă sun și mă întreabă ce face mai departe. Ne s-au furat bunuri. Nu pe eu. Fără niciun rezultat. Cestit vă spun eu. Într-o zi să vină și ați nevoie de toate casele și cu asta rămânem. Să instalăm camere la fiecare casă? Asta e soluția. Dacă nu ajut. Noi în orașul Cimșlia, de fapt, avem o comunicare foarte bună cu poliția și chiar aș dori să continuăm în continuare să mergem pe calea asta. Avem peste 50 de camere instalate în orașul Cimșlia și încercăm, mă bucur că n-am auzit în raport și că nici nu a crescut, nici nu s-a mișorat numărul de diferite infracțiuni în orașul Cimșlia, dar cred că camera de luat vedere este una din soluțiile prin a diminua toate tipurile de încălcări. Dar totuși aș vrea să punctez vreo câteva puncte care totuși ne dor și avem o problemă aici. Dacă cineva din primar a spus că avem persoane poate bolnave mental, noi în Cimșlia mai avem și cei care nu au un loc permanent de trai. Sau chiar dacă au un loc permanent de trai, preferă să stăie seara, noaptea, fie la oprire lângă școala numărul 2, lângă cabina socială, fie la gară, fie la... Deja avem și deși care vin cu cercetul. Și chiar dacă ne-am adresat de câteva ori la poliție, cu cerșătorii nu prea ce le face, deși cred că totuși trebuie împreună să conlucrăm să stopăm, până acum nu am avut în ce mișcă cerșători și ar fi bine să nu-i avem pe viitor.
Dar cu ești care sunt bolnavi psihici și ești care nu au un loc permanent de trai sau au, dar preferă să stăie undeva să, pe la colturi să le mai dăie cineva ceva, să găsim cumva o soluție, mai ales în perioada rece a anului. Pentru că conlucrăm și cu domnul Motroi, este și centrul Spiro, dar avem o situație când ei nu vor să meargă nici la centru. Adică ei preferă să stăie bine mersi, mai ales lângă instituțiile de învățământ, unde stau, ies copiii ori de două de la școală și în loc să vadă ceva frumos, vede cum stă beat la oprire sau nu știu ce face acolo. O a doua problemă. Noi, pe lângă comisiile multidisciplinare, mai avem și comisiile administrative. Și dacă la comisia multidisciplinare vine mersi, conlucrăm și ne vin, la cele administrative avem cazuri când ne referă cazul poliția, noi îi cităm și poliția nu vine în cadrul comisiei. Și atunci nu avem altceva de făcut decât nu a examinat cazul. Am avut 6 sau 7 comisii administrative, o singură dată a fost un reprezentant poliției. Deși au fost citați legal. Adică dorim să interveniți și este obligațiune ca la comisiile administrative să fie și un reprezentant la inspectoratului de poliție. Și încă o problemă ar fi, ea nu ține de inspectoratul de poliție, dar ține practic tot raionul. Am avut o ședință și cu raionul și am scris și demersuri și la administrația de stat a drumului. Este intersecția dintre drumurile naționale R3 și G26, parcă, dacă nu greșesc. Da, Mihailovca, Leova, Chișinău, Comrat. În fiecare dimineață, acolo avem amputiaj. De 10, de 15 minute, câteodată ai nevoie ca să ieși. Dacă ni se promit la administrația de stat la drumul că acolo cândva o să fie construit un generator, fiindcă este un proiect, nici prin anul 2022, din câte înțeleg, nu o să fie preconizați bani pentru asta. Noi am încercat și cu raionul și cu poliția să ne adresăm până o să fie construit giratorul, să fie instalat semafoare. Chiar dacă costă vreo 800 de mii de lei, cei de la administrația de stat a drumului ne-au recomandat ca zilnic să fie cineva de la poliție să dirigeze traficul rutier. Eu cred că asta nu este cea mai bună soluție, dar până va fi un semafor, aș vrea să privedeți și lucrul ăsta, fiindcă acolo, într-adevăr, dimineața este o problemă. Dumnezeu Motroi, Direcția Asistență Socială și Protecție Familiei. Desigur că ce este legat cu activitatea poliției, noi avem o colaborare, mai sunt încă și rezerve, dar problema cea mai mare, cred că, este persoanele care sunt în situații de risc, persoanele social vulnerabile, și este legat cu migrația familiilor dintr-o localitate în alta, le aparține cu regret. Eu spun cu regret că noi sunt unele prestații care le dăm numai la domiciliu care este indicat în buletinul de identitate, în rest nu le acordăm. Dar avem și prestații, cea mai mare prestație care este ajutorul social, este necesar numai să fie întocmit contractul de locațiune. Ce este legat cu persoanele bolnave psihice? Este o problemă în toată țara, cu regret, cum au spus colegii mai sus, unica ieșire din situație este să-i ducem numai până la coduri și să-i aducem înapoi și cu aceleași probleme îi aducem. Și politica statului este că fiecare om are dreptul să trăiască în societate, dar cum trăiește asta e două probleme. Eu o să rog pe toți care sunt în sală să facă, să îndeplinească chestionar, care a spus doamna Tatiana, că noi avem nevoie de instituții rezidențiale care va fi într-o măsură oricare, eu înțeleg, noi niciodată noi să-i socializăm pe dânsi. Ei sunt cum sunt și noi nu o să putem să-i schimbăm. Dar atunci când se lasă o clasă întreagă, pedagogii să-l caută pe un elev, dar 28 stau, cred că noi încălcăm dreptul la alți copii. Este. Ce este legat cu persoanele străzi? Consiliul Raional, al 4 ani de zile, are un centru de plasament pentru boschetari. Noi lucrăm de la 1 noiembrie până la 31 martie, 24 din 24. Numai că vă rog frumos, în stare de ebrietate, nu putem să-i acceptăm, dar în rest poftim. El este, activează și nicio problemă în domeniul dat. Domnule președinte, îmi cer scuză. S-a vorbit aici de judecătorie ceva. Sunt reprezentați la judecătoria raională Cimișlia, astăzi la ședință. Nu. Noi ați imitat sau nu s-au prezentat? Au fost imitați. Fiindcă cazul de care acum s-a vorbit de Albina, mai sunt cazuri în raionul Cimișlia, unii infractorul, după 72 de ore, e la libertate. Și noi cu toții știm cazuri de astea. Înseamnă că
ceva implicată judecătoria, să invităm și pe dâi și la o ședință de lucru, să vedem ce facem, cum lucrăm, fiindcă nu poate infractorul să aibă 3, 4, 5 dosare și pe 72 de ori iar la libertate, timp de 100 zile iar face încălcări, iar pe 72 de ori reținut și tot așa. Și judecătoria respinge materialele. Eu cred că asta e incorrect. Noi cum vorbim, ne-am adunat aici cât suntem, vreo 80, 90 sau 100 de persoane, dar organul principal care respinge materialele nu-i la ședință. Eu vă rog frumos, luați la creion, mai facem o ședință trașăcată. Nu ne spune de colaborare. Noi vorbim acum de colaborare, nu de spunere. O vreți doamna primar. Noi vorbim de colaborare. Eu am înțeles succesă. Eu am înțeles cu detenție drept de libertatea asta. Eu am înțeles. Se rețin numai pentru crime grave. Pentru crime de astea nesemnificative nu se rețin și nu se arestează. Așa e problema. Asta e... Pentru că nu e cea mai bună soluție că se închizi omul. Acolo încă mai rău se face. Niciodată n-ați și băi reținuți pentru că a furat o găină sau a furat ceva, un obiect de ăsta. Este riscul într-o viață. Da. S-a trecut timpul de cele. Bine, spatele, ce mai e... Mici prieteni, dacă permiteți, da. Sunt directoarea azilului și tata, vreau să vă spun că avem o colaborare foarte strâns cu inspectoratul de poliție. De atâta că s-a vorbit, s-a ridicat cu persoane cu boli mentale, acum se zice nouă, psihice. Ce vreau să vă spun? Într-adevăr, eu adresez către apeleu 1, către prima, pentru că sunt aici și zic sigur că mă folosesc, e dacă beneficiarii azilul, sigur, sunt cetățeanii din comunitate. Noi colaborăm, dar deja vine pregătit cu dosarul. Și vă rog frumos că acum lucrăm noi asupra regulamentul, dar să știți că tot rămâne regulamentul tip, dacă deschideți hotărârea de guvern 1500 și este un punct unde clar zice că se interzice plasarea în azil persoane cu boli mentale, cu alcoolism și așa mai departe. La noi, eu deja când am, sunt în funcție, acum n-am niciun an, avem foarte mulți care consum alcohol și avem cu boli mentale. Care depun dumneavoastră și eforturile și tot ce n-ar fi, tot ce n-o spunem noi, că sunteți voi buni, ori răi, dar totdeauna noi avem nevoie de voi. Vă mulțumim mult, vă dorim sănătate și la toți o zi bună și succes. Mulțumesc!